Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Cea de-a treia sesiune a adunării municipiului Vârșeț a avut loc astăzi la ora 9. Ordinea de zi a cuprins 8 puncte. Din numărul total de 45 de delegați, la ședință au fost prezenți 39. La începutul ședinței a treia a adunării municipiului Vârșeț, delegații au adoptat raportul de la ședința a doua, care a avut loc pe data de 26 mai. De pe ordinea de zi a fost eliminat punctul 1 care se referă la aducerea deciziei privind consolidarea planului legat de reglementarea detaliată a părții denumite bloc 83A la cimitirul nou din Vârșeț. Darko Gavrilović, în numele Coaliției Partidul Socialist al Serbiei Serbia Unică, a propus ca punctul privind adoptarea revizuirii planului local ecologic al municipiului Vârșeț să fie eliminat și să se ia în considerare statutul delegaților Partidului Progresist care s-au angajat în conducerea municipală. În ceea ce privește punctul 1, este bine că membrii Consiliului Municipiului Vârșeț și-au dat seama că acest punct nu este pregătit. Sper doar că acest punct, adică materialul pentru acest punct, va fi pregătit mult mai bine data viitoare. Doresc doar să menționez că trebuie să fim atenți că există posibilitatea ca prețul terenurilor să scumpiască și atunci daunele vor fi mari pentru buget. Este bine că la această ședință numărul de puncte nu este atât de mare, însă am fost dezamăgit că nu a fost inclus și punctul privind numirea noilor delegați în adunarea municipiului Vârșeț. După cum știți, două delegate din Partidul Progresist s-au angajat în conducerea municipală și delegatul Živković a devenit consilierul primarului. Consider că trebuie aleși noi delegați în locul lor, fiindcă astfel vom încălca statutul adunării, articolul 23 și Constituția Republicii noastre, articolele 3, 4 și 6. Un delegat nu poate fi angajat în autoguvernarea locală. În ceea ce privește materialul pentru revizuirea planului local ecologic, nu este complet, fiindcă noi am primit doar raportul, dar nu și propunerea pentru care trebuie să votăm. Propun ca acest punct să fie eliminat. Skupštinska služba dostavi predlog odluke koji treba da glasamo i koji izostaje iz ovog materijala. Delegatul Miluț Živkov a propus ca întreprinderile Varoș și Vârșat să se unească, iar propunerea să fie adăugată ca un punct nou pe ordinea de zi. Toate propunerile și modificările pe care le-au prezentat de delegație Coaliție Partidul Socialist al Serbiei, Serbia Unică, nu au fost adoptate. Ordinea de zi a ședinței de azi a fost mărită cu 4 puncte, și anume încetarea mandatului directorului întreprinderii 2 octombrie și a directorului întreprinderii Varoș și numirea persoanelor noi pe aceste funcții. Discutând despre primul punct care se referă la adoptarea revizuirii planului local ecologic a municipiului Vârșeț, cea mai mare atenție a fost acordată siguranței și calității apei potabile, ceea ce și este unul dintre segmentele din cadrul proiectului privind planul local ecologic. Ko o čemu u ovoj skupštini mi o radu gospodina Vasića? Znači sve radimo po dva, tri puta. Ništa Această adunare a adoptat anul trecut câteva documente strategice pentru care toți erau de acord. A fost și un document privind strategia care a fost propus în decembrie. Având dorința doar să facem ce e bine pentru orașul nostru, ne-am consultat cu oamenii de specialitate care toți nu au fost de acord să se continue cu această strategie. Ea și fost respinsă. Astăzi, când am primit documentul privind strategia, m-am așteptat ca documentul să fie revizuit și toate greșelile corectate. Data trecută, doar 7 delegați au fost pentru adoptarea acestei strategii. Însă, documentul a rămas absolut fără schimbări și de la noi se cere să-l sprijinim, chiar și dacă nimic nu e schimbat de atunci de când l-am respins în decembrie. Ništa od naših primjedbi nije usvojeno. Zbog čega to niste uradili? To zaista ne razumem. Ja ne mogu da verujem, stvarno mi zbunjujemo sve naše sugrađane. Da li vi mislite da mi pijemo neispravnu vodu? Mie nu-mi vine să cred ce informații apar. Credeți că bem apă defectă? Credeți că Institutul pentru Sănătatea Publică n-ar publica un anunț pentru cetățeni cu informația că nu trebuie băută apă? Aceasta e o manipulare mare. Vă jucați cu informații. Un astfel de act ar trebui penalizat. Cum ați ajuns la concluzia că apa nu este bună în orașul Vârșeț? Vă rog, avem instituții responsabile pentru aceasta. Domnul Seculici, voi spuneți că aceste date au fost procurate dintr-un raport din anul 2013, însă noi ne aflăm în anul 2016. Pun întrebarea, avem oare informații din luna trecută? Însă dacă spuneți că apa nu este bună, sunteți responsabil pentru aceasta. Radim u bolnici, jako mi je važno kakvu vodu pijemo. I ja i moja porodica i svi sugrađani.
Ja sam ovaj dokument zapravo gledao kao jedan strateški dokument, ali i jedan ozbiljan istraživački rad. Anče puto alkatuiri unelu kreštin cifiće se urmarešte u anumita metodologije. A šar trebuji se fie și planul ecologic, fiindcă este bazat pe date științifice. Însă ați alcătuit acest document într-o modalitate nelogică. Este important și scopul lucrării. Aici ați menționat cuvântul scop de 90 de ori. Însă nu se știe care sunt scopurile primare și care secundare. Nu este clar, nu se știe ce e important. Pentru a ajunge la un scop, trebuie să se specifice și care sunt factorii cei mai importanți. I treba da se doradi, da se uvaže sve primedbe i da se ponovo da na razmatranje neko od narednih sednica Skupštine. Aduc în atenția publicului că după 24 de ani de conducere reușită a întreprinderii 2 octombrie, îmi dau demisia la funcția de director a acestei întreprinderi. Motivul demisiei este că în ultimii ani eu, în calitate de director, nu am avut sprijinul fondatorului, respectiv guvernului local, care ar trebui să se găsească la baza funcționării normale. Indiferent de lipsa de sprijin, asociații mei și cu mine am reușit să menținem sistemul de operare la un nivel ridicat, ceea ce a dus și la obținerea unei recunoștințe și anume am primit premiul pentru cea mai bună întreprindere din cele 13 din Europa de Sud-Est, care au fost luate în considerare în anul 2015. După alegeri prin voința cetățenilor, a fost formată o nouă majoritate în adunarea municipiului Vârșeț. Prin aceasta se continuă politica precedentă de a nu acorda sprijin pentru această întreprindere, ceea ce a ajuns la punctul culminant când nu au fost plătite serviciile pentru 5 luni care au fost stabilite prin program. În astfel de circumstanțe a fost adusă în întrebare întreaga activitate a întreprinderii comunale, precum și a rezultatelor serviciilor în relație cu consumatorii, ce poate afecta în mod dramatic calitatea de viață a cetățenilor, dar și funcționarea economiei. Consider că demisia mea va duce la un statut mai bun al întreprinderii din aspectul fondatorului. Pe data de 31 mai 2016, situația în întreprinderea 2 octombrie este următoarea. Întreprinderea solicită 520 de milioane de dinari și datorează aproximativ 30 de milioane de dinari. Numărul de angajați este 641. Angajaților le este plătit salariul pentru luna mai 2016. Sunt plătite și toate datoriile și taxele în bugetul și fondurile Republicii Serbia. Întreprinderea 2 octombrie a adoptat planul pentru anul 2016 pentru termenul scurt, mediu și lung privind programul dezvoltării. Îmi dau demisia pe data de 9 iunie 2016, însă vă anunț câteva zile înainte pentru ca să poată să fie ales noul director ad interim la ședința adunării municipiului Vârșeț și pentru ca întreprinderea să poată funcționa în mod normal. Sper că noul director va avea sprijinul necesar al fondatorului și că întreprinderea 2 octombrie va continua să se dezvolte și se gestioneze cu succes ca și până acum. Cu stimă, Ljubisav Šljivić. Departamentul pentru afacerile comunale al administrației municipale Vârșeț, responsabil și pentru trafic, informează publicul despre decizia de interzicere a traficului într-o parte a străzii Sterina în orașul Vârșeț. Interdicția se aplică la partea străzii din spatele clădirilor de locuit și din spatele grădiniței Cerolia. Decizia de a interzice traficul a fost adusă cu scopul de a elimina pericolul pentru participanții în trafic din cauza prăbușirii unei părți din fațada clădirii în imediată vecinitate a șoselei. Interzicerea traficului este valabilă pentru partea șoselei până la intersecția cu Sterina, vizionată de la strada Stevana Nemanje către Ange Rankovici. Decizia va fi valabilă până în momentul când riscul pentru participanți în trafic este eliminat. În incinta Bibliotecii Municipale Vârșeț a fost organizată lansarea cărții despre Mănăstirea Hilandar, autorului Milo Paici. Cartea a fost publicată cu binecuvântarea Preasfințitului Patriarh al Bisericii Sârbe Pavle și a Preasfințitului Patriarh Sârb Irinei. Am ajuns la ideea să fac o istorie scurtă a poporului sârb. Este vorba despre cultura, spiritualitatea și statalitatea poporului sârb din aspectul Mănăstirii Hilandar. Această carte, alcătuită în 4 limbi, este doar prima din 6 cărți care vorbește despre aceea ce am menționat. Povestea despre istoria noastră am împărțit-o în 6 părți. Prima se ocupă de Mănăstirea Hilandar, care este baza culturii noastre, a spiritualității, istoriei și așa mai departe. Din cauza aceasta, mănăstirea se află în centrul discuției. Celelalte 5 cărți urmăresc 5 perioade în mod cronologic din Evul Mediu și statul de atunci și până în momentul de față. Această poveste cuprinde perioada între secolul 10 și 21. Negde od 10. veka do 21. veku, cum mi živim.
pe lângă autori despre carte au spus câteva cuvinte și scriitorii Pelo Solar și Iadran Căciulum. La fabrica de apă Moia Voda, în localitatea Mesici, a început să funcționeze mini-fabrică de producere a berii. Este în proces procurarea permisului pentru distribuirea ei, iar ceva mai mult despre aceasta ne-a spus Veli Sărvemić, șeful departamentului pentru ospătărie. Mi smo sad u nekoj završnoj fazi koja jeste tu urađena. Ne aflăm în ultima fază când testăm echipamentul. Am trecut prin procesul de probă și avem o cantitate de bere care trebuie să se maturizeze. În zilele următoare așteptăm doar să primim permisul pentru vânzarea și distribuirea pe piață a acestei beri și în curând vom începe cu promovarea și lansarea berii, ceea ce consumatorii așteaptă. Cei care se ocupă de procesul de producere a berii așteaptă cu nerăbdare prima promovare care va avea loc într-o săptămână sau două. Planificăm să începem cu vânzarea berii în primul rând în unitățile comerciale ale întreprinderii 2 octombrie și cetățenii vor avea posibilitatea să încerce această bere care se produce în mod tradițional cu ajutorul și după licență din Republica Cehă. Această bere este o noutate pe piața noastră pentru că nu este pasterizată, dar ceea ce vreau să evidențiez este că această bere este produsă la noi, adică este o bere locală. În nașoi culturii ne smanjujem cenu i značaj vina kao piće. Asociația Paraquat Vârșaț a cumpărat un nou dispozitiv pentru persoane cu dizabilități datorită campaniei Colectarea Dopurilor ca un gest uman, la care a participat un număr mare de concetățeni. Cei din Asociația Paraquat Vârșaț doresc să mulțumească tuturor cetățenilor care participă la această acțiune, care devine tot mai reușită. De asemenea, ei doresc să mulțumească și întreprinderii 2 octombrie pentru suportul tehnic generos al acestei acțiuni. Colectând dopurile, se vor asigura surse financiare menite pentru achiziționarea ajutoarelor ortopedice pentru persoane cu dizabilități. În același timp, scopul acțiunii este de a conștientiza cetățenii privind persoanele cu dizabilități și de a evidenția că și ei pot fi membri activi și folositori ai societății. De asemenea, în acest fel se ridică nivelul de conștientizare a problemelor privind mediul înconjurător printre cetățeni, dar în special în rândul copiilor și tinerilor. Acțiunea Colectarea Dopurilor ca un gest uman se bazează pe colectarea dopurilor din plastic, indiferent de mărime, culoare și formă. Este doar important să fie din plastic. Acțiunea are în același timp caracter ecologic, umanitar și inclusiv. Dopurile pot fi aduse în locurile unde se află o dubă specializată pentru transportul persoanelor cu dizabilități. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer acoperit de nori, dar e posibil să fie și ploaie. Valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteză de până la 5 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu cer acoperit de nori, dar e posibil să fie și ploaie. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 18 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 26 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteze de până la 3 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!